Hei, salut, eu sunt Alin și în episodul de astăzi vom face ceva mai special. O să facem un sandwich name challenge, ceva de genul, am auzit la niște YouTuberi. Trebuie să-mi fac din nume, să fac un sandwich, de exemplu A, ardei, L, lămâie, I, ienibahar, ceva de genul, și n-am avut nucă, dar e ca un fel de nucă, un fel de alune care au gust de nucă. Că vedeți aici. Bun, și aici avem două fele de pâine și o pungă. Că vreți să scuipăm. Stat așa când am mai adus aici, de cred că să fac așa, absor mizeria. Mi-am mai adus încă o pungă. Bine. Dacă vreți ca să susțineți acest canal, dați voi acolo like ceva. Da, bun. Facem sandwich-ul. Bun. Mamă, ce ardei. Ardei. Ce vrei? Stai să îi rupem coada asta. Adăugă-le. Mamă, mustră degetele, mă. Hai, mai pun unul pentru voi. Serios. Ce lume. Mi-am pus... Stai, că am ia acolo ceva. O să pun și... din pahar. O să rumor. Hai, punem patru, că... Abar n-aș fi asta, n-am mâncat-o. Viața mea. Pune aici ienibahar. Punem aici. Și alunele. Nu știu ce o să iasă cu asta. Dar să luăm camera să vedeți cam cum arată sandwich-ul. Uitați aici, sandwich-ul nu arată chiar așa de gustos. Bine, nu l-am întins sau ceva de genul. O să pun așa la loc să se vadă. O să pun chestia asta aici. Altă chestie. Nu o să vede așa de bine, dar... E bun. No, hai să-i dăm drumul. Punem aici peste. O să încerc să mănânc cât mai mult din el. Într-adevăr. Mai să-i dăm putere. Dacă auziți, e sora mea. Dacă auziți ceva. Am prins o lună. Cred că am prins ienibahar. Bă. Ah. Wow. Și asta e nepoțelul meu. Mamă, ce iubi! Am prins un pic, un pic de ardei. Mamă, m-am prins de soase. Nu pot să-l mănânc, mă, frate, mă. Oh. Mamă, are un gust ciudat. Alune cu ienibahar. Și cu ardei. Are un gust foarte ciudat, să vă arăt. Dați-vă și voi ce gust are. Ce... cum arată. Bine, nu arată rău, așa, dar are un gust. Cel mai nașpa gust. Bun, fraților, cam atât. N-am putut ca să mănânc tot sandwich-ul, că... greață de la el. N-am ca și nimic și asta. Și dacă mai vreți ca să mai apară niște episoade cu tot felul de challenge-uri, să-l băgăm și pe Valentin, poate.
Și dacă v-a plăcut acest videoclip, dați și voi acolo un like, un subscribe, un share. Ne vedem data viitoare. La revedere! Pa, pa!